noastră, pentru că este un proiect foarte interesant, foarte bine structurat. Fiecare știe foarte bine ce trebuie să facă. Cu la școală noi o să colaborăm cu doamna profesoară Nozov, Victoria, cu ei, cu studenții, o să elaboreze, o să identifice trasee, destinații turistice din mai puțin cunoscute. Scopul nostru este să descoperim ceea ce nu este foarte cunoscut. Și destinații mai puțin cunoscute. Dar didactic, Nozov, Victoria ne-a anunțat despre faptul că Observatorul de Nord și proiectul care este inițiat în cadrul organizației dumneavoastră vine cu propunerea ca să cuprindă și acest segment foarte binevenit, fiindcă este viitorul țării noastre și cu obiectivele proiectului de a descoperi noi destinații și de a cunoaște în profunzime istoricul acestor destinații, îi vor face mai, să spun, mai cetățeni, mai destornici. Nu am avut așa experiență. Da. Și mi este foarte plăcut. Cea mai mare deschidere suntem pentru a semna acest acord de parteneriat. Avem o deosebită onoare de a fi implicați cu elevii din cadrul Colegiului Mihai Eminescu Soroca de la specialitatea turism într-un proiect internațional unde avem ca scop să valorificăm monumentele naturale, atât și monumentele antropice, în raionul Soroca, Drochea și Florești. Este o zonă care se numește Harpi Eulieni. Eu am auzit de ce însă, dar n-am văzut-o niciodată. Ca și cum când bate vântul, s-a avut un fel de șurături, trece vântul prin pierțele și s-a avut. Eu știu, e adevărat, sunt dată doar legendă. Ca cineva din voi, dacă te rugă, putea să facă chestia de vântul pe Harpi. Sunt mândră că particip la acest proiect pentru a promova obiectivele din orașul meu natal, Soroca. Luminarea de conștiință, dealul oamenilor, cinematograful vechi, dacă știți cinematograful pe care nu-i parte din voi, vedeam cu pace vechi. Cineva poate să facă cu voi chiar despre clădirile colegiului. Clădirea aceasta are o istorie interesantă, unde suntem noi acum. Cineva din voi poate face clădirea asta. Cineva poate să facă clădirea de alături, care tot e vechi, prin blocul vechi. Cineva poate să facă scosul institutul învățătoresc, care acum e înconjurat clădirea Zemstrui, dacă știți la celălalt capăt a parcului. Deci sunt mai multe și care s-ar putea face. Și promova, adică în Gaiși pe Lara sunt multe. Chiar și clădiri vechi care au mai rămas. Chiar clădirea muzeului. Acum e muzeu, dar ea până atunci a fost farmacie, după partea noastră, poate a fost notar. Știți să aflați istoria asta. Sau este frizăria asta numărul 1, dacă știți la cum a frizării din muzeu. Acolo a fost cumva direcția finanță, ca să spunem, a județului Soroca. Iar este interesant. Adică eu cred că asta ar putea să aveți și face. Mi-am ales ca obiectiv turistic să explorez Mănăstirea în Cretă. Ea nu este explorată cu totul, dar noi vrem să ne adâncem în istoria ei și vrem să aflăm toate secretele și vrem să o ajutăm să o valorificăm cu totul. La acest proiect am decis să aleg localitatea mea natală, satul Napadva din raionul Florești, deoarece are foarte multe obiective turistice cu o istorie bogată și foarte interesantă.